știu, parcă schimbarea ta a fost așa prea radicală. Da, prea nu mă înțelegeți pe mine. Uite, de exemplu, eu mă aseamă foarte mult de câte am văzut cu Ligi. Dacă ei se taie, îi se taie la secundă. Nu mai e curioasă de nimic. Dar nu poți să compari situația ei cu Andrei. Dar nu. N-am zis situația ei cu Andrei. Se referă ca și caracter. Ca și caracter. Ca și... Deci ei, dacă ai greșit odată, poți să fii tu prietenul ei. Din câte am văzut eu, nu te cunosc în suficient, dar din câte am văzut. Ai mai citit foarte bine. Poți să fii frate. Ai greșit, s-o tăiat. Nu e chiar așa, l-a iertat pe Andrei. I s-o tăiat. Ai înțeles? La modul că nu mai se adică poate... Adică pot să vorbesc cu tine, n-am nicio problemă, dar mi s-o tăiat. Eu am o problemă. Eu nu o să mai vorbesc glumele. Dar înțelegi? Deci de asta păi nu mă înțelegi. Exact așa și mie când l-am văzut, eu nu știu, nu de asta. Dacă sunt în locul ei, de exemplu, acum eu ce să cred? Că ție chiar nu ți-a apăsat sau nici măcar puțin ceva acolo. Dar atunci pune-te și în locul meu și atunci o să crezi că chiar nu i-a apăsat. Cu ce? Păi eu fii atent, eu din exterior am văzut că el la un moment dat chiar a dat semne că gen chiar a fost, deci mai aveați puțin, puțin mai aveați. Da, tocmai și puținul ăla a fost... Și parcă vorbesc acum 5 ani, m-am fi cu el acum 5 ani, vorbesc serios și lui acum a fost stabilit la date-ul ăla. Dar lasă, băi, nu tu nu știi ce am vorbit eu cu ea înainte. Lasă, știu perfect ce s-a întâmplat. Ba, dacă eram pe lângă ea. Nu, atunci dacă știi, și că au zis... Băiatul e fericit. Vorbesc, vorbesc. Gata, lasă. Cobră, vorbesc. Ești bine, ești bine, ești măgărușule, lasă că nu mai vorbiți. Chiar nu mai vreau să vorbesc despre mine. Că băiatul e sincer, băiatul e drăgostit, băiatul e cu altă și... Lasă, Andreea, că dacă îi pui ochii pe altcineva și... Pe Bia, oricum, ți-o fură rajul, asta e. Da. N-ai ce să faci. Trebuie să te focusezi pe altcineva, chiar dacă îți plăcea de Bia, asta e, o să fie curajul, că tot vrea rajul să-mi dea mie foc, da, asta e viața, na. Nu știu, așa mă bucur eu în sinea mea, că e așa cum e. Nu mai vorbiți despre mine, eu știu că te-i ceasă. Tu nu ești sinceră cu tine, deci de aia, primul pas în a... trece și a... La ce te referi că asta nu ești sincer? Ce vrei să zic? Că sufăr după tine? Nu sufăr să... Nu vreau să au nicio vorbă de la tine. Nicio vreau vorba. Să nu te mai... contrazici și tu cu tine în interior la și să scoți alte lumea. Da, dă-mi un exemplu. Nu vreau. Ca să nu mai vorbesc despre tine. Ți-am zis chestia asta și gata. Am încheiat subiectul ăsta. Să nu mai vorbesc despre tine. Chiar ți rog să mi-l dai. Am aruncat mentosana în sticla de apă neagră și am mai agitat. Nu s-a agitat. Nu știu la ce exemplu te referi. Mi-am asumat că îmi place. Da, am spus. La ce te referi? Nu. Mi-am asumat că am greșit la început. Ba, da, ți-am spus și ție. Ce? Nu numai la început. Nu, eu nu m-am simțit greșită la sfârșit. Pum. E părerea mea. Dacă nu ți-am spus nimic, nu înseamnă că nu știam. Ce știai? Că știi și tu. Ce știam eu? De ce s-a vorbit aseară. Abar n-am ce să vorbim. Dar nu e vorba de nicio strategie, oricum, până la urmă. Dar nu știu ce s-a vorbit aseară. De unde vrei să știu? Te-am întrebat doar ce te-ai îmbrăcat în alb și în roșu, atât tot. Pentru că știi de ce. De ce și Bia e îmbrăcat în roșu? Nu, dar l-am întrebat atât. Am vorbit cu Bia să ne asortăm azi. Pe bune? Da. De ce? Așa, că am vorbit și alaltă seară, și aseară. Tot am vorbit cu ea. Dacă ai zis că vrei să mai cunoști băieți, că ești disponibilă să cunoști băieți în gală... Am zis eu că sunt disponibilă? Am zis eu că sunt... În gală, da. Care gală? Gala trecută. Hai să-mi arăți și mie când am zis. Uite-te la gală. Bine, să-mi arăți tu, că eu nu știu. Dacă mie îmi plăcea de Jador, eu acum vorbeam cu el. Unul la mână. Doi. Dacă lui nu-i plăcea de Bianca, no. Puteam să fac eu câte scheme vroiam eu. Știi ce făcea? Stătea și mă lăsa. No, atât. No. Dacă nu-i plăcea. Părerea mea. No. Corect? Adevărat? No, no. Dacă nu-ți place de un bărbat, uite-te mie. A, nu mai ies cu el. Dacă mie nu-mi place, nu pot să stau cu niciun bărbat. Păi asta vede, știi că îți place, taci din gură și îl sumăți. De la început l-a chemat la mine. La a fost problema că... Ba nu mai băga vina pe mine. De ce să te eriști să ai ceva cu Jador când Jador umblă din stânga în dreapta? Dar tu ce să te eriști când asta îi place în fiecare săptămână de un bărbat? De ce să nu profiți de faptul că Jador ar vrea ceva cu tine și tu să demonstrezi lumii? Dar răspunde și tu la întrebare. Păi tocmai eu nu am vrut. Că tu ești singura care nu s-ar lăsa. Corect. Și e ceva rău la asta. Adică ce vrei să zici? Că Ligi s-ar lăsa sau Bia s-ar lăsa? Nu știu eu. El s-a dat la mine. El s-a dat la mine. Ești corect. Corect că s-a dat la mine. Că tu ești singura care nu l-ar lăsa. Că la mine s-a dat mai mult. Și am zis că tu ești singur, așa e corect. Adică ea le dau. Nu știu dacă singura, păi mai ești corect. E ca și cum tu nu mă întrebi pe nimic mine, acum. Treci mai departe. Tu mă întrebi pe mine dacă de el. Păi eu vorbesc despre mine. Nu, eu te-am întrebat, tu ești singur, așa e, da, corect. Da, probabil eu singura, da, nu. Și care e problema? Ia să-l atacăm pe Razu. Da. Să vorbim cu Mari, nu te place?
Bianca, încetează cu gesturile astea. Ia uite, bă. Serios, da încetează. Păi încetează. Da ești... Ți-am zis de 100 de ori, frate, să încetezi. Da încetez. E Caterinca, frate, e glumă. Caterinca, uite, vezi că el nu înțelege Caterinca. Și ce vrei să-i fac, nu? Voi doi sunteți geloși unul pe altul, mă. Voi încă vă placeți, tu și cu Livia. El se vede, cum ce te mai... Despre ce vorbim? Normal că-i mai place! Livian, de când ți-am scris eu prima dată? Dar de când a plecat Bogdan? Dacă îl poții de rezervă pe Livian, înseamnă că nu-i cunoști capacitatea. Da, știu, păi dacă stă cu tine, e clar că nu... Mi-a scăzut în fața mea, clar. Mi-a zis el că eu propus un băiat din casă să facă copul fals. Eu știu cine, dar nu vreau să zic. Tu? Eu plan, mă. Mie nu trebuie bărbat slab ca și tine, frate. Nu-mi trebuie așa ceva. Eu am fost un bărbat puternic. Și eu sunt bărbat. Tu ești o femeie slabă. Nu ai fost capabilă să respingi un bărbat pentru altul. Poate că n-am vrut. Tă-tă-tă-tă, e topei. Poate că n-am vrut. Ia zi tu, îndrăgostit-o care nu mai poți tu de mine. Ia zi, ce-ai făcut pe hol? Ce-am făcut pe hol, mă? E făcut cu ochiul lui băiatul ăla. Care? Lui Livian. Ai spus că nu o vrei. Ce mai vrei tu? Nu, dar să nu mai zică, domnule, că e îndrăgosteală, nu mai poate ea. E o femeie rea, șarpe veninos. Vrea să se bage în toate relațiile, să destrame. Ia să fie numai bine. De ce ai plâns? Ligi, ce ți-am făcut? Orice zic, o iei invers. La cine te gândeai când te-ai pupat cu ela? Semăna cu ea când o pupat. Doamne, băi, deci eu nu știu cum poți să accepte el așa ceva, deci eu nu pot să cred. Ela poate fi doar o simplă distracție pentru zador, nimic mai mult. Apreciat. Așa vorba Andrei aprecia orice bărbat. Puteam să vin și eu atunci, aseară. Puteam să vin și eu. Și tot am apreciat că eu păsat de mine, că știa că eu sunt în starea în care bine, sunt. Bine, tu, da. Și asta am apreciat la ea, știi? Da, da, ce vrei tu, ca ea să-ți fie pansament? Păi asta e, că nu vreau. Păi și atunci... A? Da. Nu vreau să-mi fie în pasament, dar să știi că pe moment m-a făcut să-mi treacă starea. După, dar să știi că zicea mare că cineva ți-a făcut să-ți treacă supărarea. Și pe moment atunci m-a făcut să-mi treacă supărarea. Pe moment. Tocmai tu ai spus-o. Pe moment, da. M-a făcut să uit câteva. Dar te-a făcut să te gândești la ea? Ca o posibilă iubită? Nu. Ca prietenă. Dar nu poate să-ți fie prietenă ea. Ba da. Nu poate să fie prietenă pentru că are sentimente pentru tine. Dacă într-adevăr are, da să zicem că are, nu poate să-ți fie prietenă. Eu cu ea puteam să fiu, dacă chiar voiam, din prima. De cine îți place? Bă, Bianca îmi place. Bianca sau Mari? Îmi place de... De ce? Atunci de ce n-am zis de Mari? Că și ea e, să zic așa, era faimoasă. Era prea de tot, că știam că nu-ți place. Dar de ce prea de tot? Mari e o fată frumoasă. Da, nu zic că nu-i. Și atunci de ce ar fi prea de tot? Era prea de tot, acum să alegeți fix. Ca să vezi că eu chiar am simțit păi ceva. Păi cum noi fetele am ales băieții, tot așa puteam. Eu nu am ales el. Andreea, bine, ca să vezi că eu simt și am simțit ceva pentru tine, aș vrea să închei discuția asta, fiindcă îți faci un foarte mare rău. Spui toată casa, toate fetele împotriva ta. Ți-o pui pe Mari, prin faptul că ai zis că era prea de tăți ca să am ceva cu Mari. Era spui pe fetele tot, astea. Că ziceți că la toată casa îți place de Mari și de Bianca. Nu, tu toată cu gura casa au zis de Bianca. Pe asta zici acum și de Mari. Și aia zic, puteam să zic numai eu de Mari, că nimeni nu zice de Mari. Uite, Robert, o veni și o zic că place de Mari. Asta nu înseamnă... Ce am zis? Că îi place de Mari, că de ce îi place? Eu n-am zis că de asta îi place de Mari. Deci o pui pe Mari în cap, pui pe fetele astea că ai zis că ele ar pune la Jador și numai tu ai fi singura care n-ar pune la Jador și de asta mai bine încheie aici discuția că încă simt ceva pentru tine, adică așa prietenie că în toată chestia asta ce mi-ai făcut-o știu că ai făcut-o inconștient. Tu n-ai vrut să-mi faci rău, ai vrut să demonstrezi tu ceva ce vrea fiecare. Și printr-o gândire puierilă n-ai mai ținut cont de
cine e prins la mijloc. Hai să spun ceva. Tu de aia, cel mai bine încheiem subiectul ăsta. Tu vrei să mă ataci pe mine punându-mă într-o situație? Tu vezi că te... Da, nu, eu nu te-am... Am atacat-o eu? Da, o să fii pusă situația să te urască toată casa. Dar de ce? Am vorbit ceva urât de mari sau de Bianca? Nu am înțeles. Păi zici că ar fi prea de tăcat. Păi prea de tăcat, toată casa îmi placă de mari și de Bianca. Ești cum? Dar alte fete nu mai există, doar ele două în casă. Păi capul meu. Pe nimeni, nu, eu nu zic nimic de mari. La început, ăsta tot numai de Bianca. Era prea de tăcat, toți băieții să vin pe Bianca. Dacă eu ziceam mari, atunci de ce era prea de tăcat? Chiar pe nici. Eu nu l-am auzit pe niciun. Zic, eu tot s-o zis. De ce îți place? Bianca și încă cineva. Bianca și încă cineva. Bianca și... Asta e altceva, că mai aveau cu opțiuni. Da, și Andrei mi-a zis de chestia asta, că și el azi, când a intrat în casă, a întrebat care sunt fetele. Bianca, aia și aia. Da. Bine. Da, toată lumea o vrea pe mine. Nu zic ce am auzit, acum nu înțeleg de ce ai discuția asta ca să nu-ți faci tu rău asta față de mine. Că... Atitudinea asta că Ligi, nu știu, te bagi foarte mult și parcă ești contra. Asta văd eu. Că nu m-aș fi băgat, da. Dar nu sunt contra. Ligi, dar, adevăr, tu. Dar nu sunt contra. Chiar nu sunt contra, așa mai văzut și ieri. Dar de ce să răspund? Am pretind, dar tot nu mi-ar răspunde mie. A, adică dacă toate fetele sunt pe mine și te susțin pe tine, nu e o problemă. Ok, hai să nu, hai că chiar vreau să deschid subiectul ăsta. Când eu am avut fight-ul cu Ela, care v-ați băgat pentru mine? Nici măcar ea nu a vrut să zică de faptul că Madalina era tunsă. Da, așa cum sfer de gură. Nu, te rog, eu n-am fost de la început și eu fight-ul tot m-am băgat. M-am încercat prima de fapt și pentru joc. Da? Da. O să-ți povestesc o de seară la hotel niște lucruri. Da, nu, 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 așa te rog frumos și tu că nu e. M-am certat cu Ela în seara când s-o certat ea. Da sau nu? Că m-a băgat și pe mine și pe tine. Nu zic în emisiune, haide să nu luăm așa. Orice zic, frate, parcă toate sunteți împotriva mea. Tu parcă ești împotriva noastră. Zic sincer. Uite-te și tu puțin. Te rog, tu oprește-te, te rog. Dar nu mă oprești, Ligi. Că de ieri tot pe filme. Greșit, dar am vorbit. Nu. Dar atunci în emisiune am spus ce mă iei pe mine că n-am vorbit. Nu e, nu e la fel situația. Chiar nu e la fel situația. Nu, eu n-am înțeles ce vreau să spun. Dar nu s-a certat pentru un bărbat sau ceva de la chestii minore. Nu, dar nu mă puneți, frate, pe mine să spun dacă vreau să fiu neutră și parțial. Exact, nu, nici eu nu m-aș băga sincer. Neutră, da, bine, da. Hai că-ți place că se bagă lumea când bă, am dat din cap atunci și normal că am dat spre tinele mele. Și atunci dacă nu-i spre susținerea ta. Nu, să se abțină, să se abțină. O prieten trebuie să se abțină, părerea mea. Nu, mai înainte ai zis că-ți place că-ți prietenile tale să se bagi și să te susțină. Nu, pe atunci, ce cu gândirea asta? Nu, eu n-aș vrea ca un prieten să știe că eu greșesc. Dar eu n-am greșit. Și totuși să mă susține.